Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi. Aș vrea să invit în scenă pe organizatorul acestui spectacol, cea care a muncit și muncește neîncetat pentru a ajuta pe cei nevoiași, împreună cu Asociația Casa Deltei, Alexandrina Nane, și vă rog frumos să o aplaudați. Cât de tare puteți! Azi, așa de ziua voluntarului, n-am gândit-o să facem un spectacol caritabil, dar așa s-a nimerit, chiar și Sfântul Nectarie. Vrei să ne spui ceva sau ai emoții? Am adevărat foarte mari emoții, însă vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul și vă mai așteptăm la viitoare alte proiecte. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijin. Ei bine, și nu putem să nu mulțumim absolut tuturor oamenilor care au fost alături de noi, dumneavoastră, că împărtășiți din inima dumneavoastră mare către cei ce au nevoie mai mare de noi. Mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit pentru organizarea acestui spectacol, Consiliul Județean Tulcea, Centrul Cultural Jean Bart, Ionuș Ștefan, Rina Fashion, Hotel Delta, Favicom, Valmar Printing, Radio Delta și, nu în ultimul rând, tinerilor și frumoșilor artiști care au dansat alături de noi și ne-au încântat, părinților care i-au lăsat să vină, care au venit cu ei alături, domnilor coregrafi, Roibu, Vasile și Nicoleta, doamnei Alina Panait și, nu în ultimul rând, cei mai importanți fără de care nu puteam să ținem acest spectacol, domnii de la Sunet, domnii de la Lumini. Haideți să-i aplaudăm cât de tare au puteți! Pentru că suntem în Sfântul Post al Crăciunului, seara o vom încheia colindându-vă. Eu am fost Ionuț Chirică, directorul artistic al evenimentului și gazda dumneavoastră în această seară. Așa că îi invit alături să colinde alături de noi pe Corina Elena Badea, formația Dinamicii, Cristina Cernega, ansamblu Voboianca, ansamblu Tenda, Cameria Bizdu, Călim Paraschiv, absolut toți care au fost în această seară, vă vor cânta Cătălin Berciu și Cristina Nicoleta Cernega, bineînțeles. Și-am văzut și fața mamă, și-am văzut.
Mulțumim și ne înclinăm în fața dumneavoastră alături de Alexandria și vă mai aducem o dată aminte că vrem să strângem niște bănuți pentru a construi o casă în Nicolițel, așa că cine dorește să doneze oricât de puțin, cât de mult, nu contează, urna este în fața scenei. Cer scuze la final, am emoții.